La Târgu Mureș, unde acum câteva zile s-a demonstrat în sfârșit că autoritățile române au demnitate. Mult trâmbițatul marș al libertății Secuiești nu a mai avut loc. A avut loc o simplă comemorare unde au participat aproximativ 100-150 de persoane. De ce s-a întâmplat asta? Pentru că extremiștii, adevărații extremiști, și-au făcut de cap anii trecuți și au plătit pentru faptele lor. Când nu respecti legea, când nu respecti niște acorduri, trebuie să plătești. Iată că au plătit în sfârșit. Felicitări autorităților de la Târgu Mureș. Întorcându-ne la marșul memorial Avram Iancu, câteva lucruri vreau să spun legat de data de 15 martie și legat de Revoluția Românilor din Ardeal, care trebuie să ne rămână ca și exemplu. Cu toții știți că la 15 martie, la Budapesta și la Bratislava, maghiarii au decretat revoluția lor. Principiile revoluției, ce înseamnă libertate, libertatea presei, libertatea cuvântului, au fost acceptate și de către români, considerând că acestea sunt sincere. Gheorghe Barițiu spunea că la un moment dat, 15 martie atunci, a fost cea mai fericită zi din viața lui. Dar ce s-a întâmplat? Abia peste 10 zile, Coșul Lajos declara faptul că pe teritoriul Ungariei noi, nicio altă națiune decât națiunea maghiară nu are drepturi politice. Atunci, puteau românii să stea cu mâna în sân? Românii, sârbi, slovacii? Clar că nu. De atunci, idealurile s-au despărțit. Avram Iancu a reprezentat doar vârful de lance al Revoluției Române. El nu a luptat singur, au fost și alții pe lângă el. Organizarea pe care românii și-au făcut-o atunci a fost după modelul legiunilor romane, pe ce înseamnă grupuri organizate în tribunate, în legiuni. S-au format atunci, era în plan, 15 legiuni, în total la 150.000 de oameni. Vreau ca astăzi să ne aducem aminte și de către acei conducători ai legiunilor lui Avram Iancu, pentru că și ei merită titlul de erou național.